Hai să vorbim despre Curtea Constituțională. Care este scopul acestei entități în situația într-un stat în care ea este liberă și independentă? Rolul Curții Constituționale este unul foarte important. Este unica autoritate de jurisdicție constituțională în Republica Moldova și în absoluta majoritatea statelor la fel. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că doar Curtea Constituțională poate verifica dacă legile adoptate sau modificările adoptate la legi, hotărâri ale Parlamentului, sunt constituționale. Dacă deciziile adoptate de guvern, da, în orice formă juridică, sunt constituționale sau nu. Și în, prin prisma acestor atribuții, Curtea Constituțională este anume acea instituție care ne protejează de excese, care ne asigură faptul că Constituția este respectată și este reflectată în actul normativ, indiferent cine este imitentul. Decretele președintelui la fel pot fi supuse în verificării Constituționalității. Deci, practic, tot ce ține de actul Normativ decizional, indiferent de autoritatea emitentă, este supus verificării și conformității, verificării conformității Constituției. Și asta este rolul de bază a Curții Constituționale, de menținerea acestui echilibru, de corectare a exceselor și abuzurilor atunci când legislativul le comite, pentru că la un moment dat un partid politic sau alt partid politic poate de unul singur, de exemplu, să obțină majoritatea, sau să se întâmple situația pe în care noi am avut-o în 2015-2019 de uzurpare a puterii în stat și în această situație Curtea Constituțională are un rol extrem de important. Uh, tragedia noastră în perioada asta a fost că inclusiv Curtea Constituțională a fost subordonată regimului dacă v-a plăcut această emisiune, puneți like și share să o poate vedea și altă lume. Pentru a nu scăpa emisiunile viitoare, faceți subscribe la pagina YouTube TV8 și, desigur, nu uitați de Facebook pagina Efect 96.